Autoritățile hunedorene continuă cu apelurile către populație în vederea respectării normelor de siguranță aflate în vigoare pe perioada stării de urgență, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă. În județul Hunedoara, rata de îmbolnăviri cu COVID-19 este în scădere, iar autoritățile nu doresc ca, din cauza nerespectării măsurilor de protecție, să se aplice noi restricții, precum închiderea piețelor care s-au redeschis abia pe 5 decembrie sau mai mult sistarea activității marilor magazine, așa cum s-a întâmplat în alte părți. Recomandarea noastră este de a evita aglomerația, de a păstra această distanță fizică, pentru că vedem incidența cazului este destul de ridicată și la nivelul județului Hunedoara încercăm să prevenim, să nu ajungem în situația județelor Alba, Sibiu sau a sectorului agricol Ilfov sau județului Ilfov, care incidența cazului este mare și a dus la efectiv închiderea mall-urilor, a piețelor. Ținem minte că și piața din Deva a fost închisă. Acum, momentan, după informațiile pe care le am, incidența cazurilor este în scădere, dar lucrul acesta nu trebuie să ne lase pe tânjale și trebuie să adoptăm în continuare măsurile de prevenție. Ce se va întâmpla în acest sens în perioada premergătoare Crăciunului, dar și după aceea, va fi stabilit la nivel de prefectură la finele acestei săptămâni, reprezentanții instituției recomandând în continuare precauție. O să am vineri un colegiu prefectural unde o să adoptăm măsurile prin care vom avea grijă pe această perioadă de tot ceea ce înseamnă măsuri de protecție. Cu siguranță vreau să le spun cetățenilor din județul Hunedoara că trebuie să respecte distanța, să poarte masca, să se dezinfecteze, să își ia toate măsurile de precauție în această perioadă când toată lumea știe că se aglomerează magazinele, se aglomerează mall-urile, se aglomerează stațiunile montane, dar împreună cu celelalte instituții care răspund de aceste măsuri și de implementarea acestor măsuri, vom veghea ca toate aceste lucruri să se întâmple, ca populația până la urmă să nu sufere și să nu crească incidența în județul Hunedoara. Reamintim că vreme de aproape o lună în județul Hunedoara incidența de COVID-19 a depășit 3 la 1000 de locuitori, o rată considerată periculoasă de către specialiști, dar de câteva zile aceasta a scăzut sub pragul mai sus menționat.